Te salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă recenzie, o nouă recenzie pe bază de eșantion. Continuăm cu ceea ce am început în urmă cu câteva zile. Astăzi vorbim despre o casă de nișă franțuzească foarte puțin cunoscută. Propriu zis este necunoscută pentru marea majoritatea publicului. O casă care se numește Le Jardin Retrouvé și vorbim despre un parfum apărut în 1977 pe numele său Citron Boboli. Un parfum foarte interesant, un parfum fresh, un parfum citrat, un parfum cu niște elemente de foarte bună calitate, un parfum care miroase absolut superb și care performează decent. Nu e extraordinar, dar decent. Concentrația este apă de parfum. Avem în tonurile de vârf uh, ulei de portocală amară, limetă și lămâie, de asemenea portocală și galbanum. În notele de inimă avem cuișoare, geranium, piper negru și scorțișoară, iar în notele de bază avem mosc și vanilie. Bun. Ce se distinge în această compoziție? Ei bine, acordul absolut îmbietor, dacă vreți, format din nota aia de ulei de portocală amară, combinată cu nota de cuișoare și, de asemenea, combinate cu nota de limetă. Cel puțin asta se întâmplă la nivelul pielii mele. Pe alții s-ar putea să fie alte acorduri și cele care conferă caracteristica principală a parfumului, dar îmi place la nebunie cum miroase. Este absolut senzațional. Un parfum cu niște ingrediente de foarte bună calitate, mirosul rezultat în cadrul compoziției este unul extrem de natural ca și percepție și în mod deosebit când vine vorba despre notele alea de portocală. Atât de uh, portocală fructul în sine, cât uh, în mod deosebit și despre uleiul de portocală amar. Foarte, foarte frumos și asezonate cu niște tonuri condimentate, cu niște mirodenii, în mod deosebit cu nota de cuișoare pe care pur și simplu o iubesc în parfumerie. Și că vreți un parfum absolut excelent cu această notă, deși discontinuat și aproape imposibil de găsit, dar poate aveți noroc, atunci vă recomand Penhaligon's LP No. 9 For Men, care este absolut spectaculos datorită notei de cuișoare. Dar Citron Boboli este un parfum care face referire la orașul Firenze sau la Florența, cum îl cunoaștem noi, din Italia și la niște grădini care se numesc astfel și anume Boboli. Un parfum... Extrem, extrem de luminos, extrem de proaspăt Un parfum foarte revigorant Un parfum care pe mine, unul personal, mă duce cu gândul, dacă vreți, mai degrabă la un apus de soare Undeva în uh, Italia sau undeva în zona mediteraneană Pentru că exact așa uh, mi se pare mie, cel puțin, că miroase acest parfum Unde la picioarele tale, dacă ești undeva pe un deal sau pe un versant Ai uh, niște livezi de portocal, de lămâi și așa mai departe Și mireazma aia de peste zi care se acumulează Începe odată cu lăsarea serii, odată cu apusul soarelui, începe să se ridice și să învăluie absolut toată zona în care te afli. Exact așa miroase pentru mine acest citron Boboli de la această firmă pe numele său Le Jardin Retrouvé. Foarte frumos, foarte versatil, foarte flexibil parfumul, poate fi purtat în orice tip de condiții, dar, în mod evident, este un parfum mai degrabă de temperaturi ridicate și foarte ridicate, în speță pentru sezoanele calde, sfârșit de primăvară, vara, în mod evident, și începutul toamnei. Un parfum care poate fi purtat la orice fel de ținută, casual, formală, semiformală, un parfum unisex, nu aș vedea o problemă ca femeile să poarte o astfel de creație, deși nota aia de ulei de portocală amară vine un pic cu aspectul ăla mai amărui, specific, și asta poate să înclină un pic balanța pe zona de masculin. De asemenea, nici nota de cuișoare nu este complet nevinovată pentru aspectul ăsta. Un parfum care ca performanță nu este extraordinar, nu este vreo monstruozitate din punct de vedere al performanței, din contră, este un parfum cu o performanță decentă la nivelul pierii stă undeva în zona de 7-8 ceasuri, proiectează moderat, puțin, în mod evident mai bine, în prima oră, oră și jumătate, iar seiajul de asemenea este pe ansamblu moderat. Deci din punctul ăsta de vedere, Citron Boboli intră în categoria aia infamă a parfumurilor citrice, care nu excelează la capitolul performanță, dar pentru că vorbim despre un parfum de acest gen și pentru că miroase foarte frumos, nu aș vedea nicio problemă dacă îți dorești să reaplici, să o și faci. Asta rămâne strict la latitudinea ta ca și consumator. Din punctul meu de vedere, primește recomandare de achiziție, mai ales că produsele acestei companii nu sunt excesiv de scumpe, chiar deloc. Sunt chiar, hai să zicem, extrem de tangibile din punct de vedere financiar. De urmare, eu v-aș recomanda, dar ca întotdeauna, important este să vă faceți rost de un eșantion, de o mostră, dacă aveți posibilitatea, să-l testați în prealabil, și abia ulterior să luați decizia de achiziția unei sticle întregi sau nu. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc întotdeauna pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Numai bine!